găsit, dragii mei! Întotdeauna alegem lucrurile care ne fac fericiți. Ei bine, astăzi am ales să invit un om vesel, un om fericit, zâmbitor și care totuși, într-un moment de cumpăn al vieții sale, a răzbit, dovedind că este puternic. Cred că ar fi dispus astăzi să spună: tată, fugi puțin din cer și vino să-mi dai o îmbrățișare. Am mare nevoie de ea. Artistul Nicolae Datcu este astăzi la Folclorul sub lupă și ne va povesti despre cel care i-a fost ancoră și devotament. Bine ai venit, Nicolae Datcu! Bine te-am găsit, draga mea, frumoasă. Ai un tonus mea, la fel. Mea. Mulțumesc, mulțumesc, Nicu. Am văzut că ai început așa emotiv, așa. Da, pentru că cei de acasă, dăm voie să spun, te-au cunoscut întotdeauna ca fiind omul care aduce pozitivismul, starea bună de dispoziție și eu îți doresc să continui cu ea până la adânci bătrâneți. Însă, dincolo de asta, ceea ce ei nu știu este că în fiecare dintre noi se ascund și povești care poate ne-au întărit, povești care ne-au adus stări sau motive de supărare și sunt convinsă că tu astăzi ne vei povesti despre lucrul acesta. Da, eu vreau să rămân vesel și plin de viață totdeauna, niciodată. Nu vreau să aduc tristețe, vreau să aduc numai bucurie. De aceea sunt alături de tine astăzi. Mulțumesc. Să fiu plin de veselie și să te fac și pe tine să zâmbești. Uite că ai zâmbit! Na! Să știi că de fiecare dată ai reușit și dacă nu am făcut asta până acum, nu vreau să ne ridicăm în slăvi în fața telespectatorilor, pentru că dumnealor așteaptă poveștile de viață ale artiștilor, însă ești omul potrivit la locul potrivit. Da? Și astăzi aș vrea să te întreb dacă întotdeauna ai fost atât de pozitiv și de când erai copil? Nu, când eram copil, să știi că eram un, să spun așa, când eram copil, eram un copil timid, băiețel așa retras, nu vorbeam, le aveam toate în minte, dar nu... Nu te exteriorizai. Da, nu, deloc, eram chiar închis în mine, îmi doream să-mi depășesc, să depășesc această chestie de a nu mai fi așa retras și închis în mine, dar nu reușeam, știi, foarte târziu de tot am reușit să scap de acest complex. Nu aveai încredere în tine? Cred că nu aveam încredere în mine, da, fiind și un copil așa... De la țară, zic... Provii dintr-o familie modestă, dar frumoasă. Modestă, frumoasă, dar în familie acolo, mi-aduc aminte că eram în verbă, tot mereu, vesel, cu glumele la purtător, să spun așa. Dar foarte târziu, mulți colegi care... mai târziu m-am întâlnit cu ei, colegi de școală, vreau să spun, au rămas uimiți când m-au văzut la televizor... Schimbat. Așa vorbăreț și da, și pus pe șoti, pe glume și mă, nu ești tu. Dar cu cine crezi că te asemeni din punct de vedere al caracterului sau personalității? De la cine dobândești? Am luat și de la mama e puțin mai rece, așa mai așa, și am luat și de la tata, care tata era un tip vesel, plin de viață, îi plăcea muzica, asculta muzică, cânta. Cred că cu el semănă. Și cu bunicii mei din partea mamei. Îți e greu să vorbești de dumnealui la trecut? Măi, acum au trecut foarte mulți ani, știi? Eu știu că e acolo într-o stea sus și mă privește de acolo dintr-o stea și e alături de mine și întotdeauna îmi arată drumul cel bun în viață, știi? Că și eu mă rog pentru el și m-am rugat totdeauna să aibă o dihnă veșnică, i-a prind lumânări, să aibă o lumină. Dar în momentul în care Dumnezeu a hotărât ca... să-l ia sus la îngeri, da. Tu aveai vârsta de 19 ani și ai trecut printr-o perioadă grea. Eu până atunci n-am văzut nici în filme cum un om își pierde viața, își dă sufletul, știi? Și pentru mine a fost un șoc atunci. Aveam 19 ani, frumoasă viața. Nu cunoscusei durerea până nu atunci. Nu cunoscusem durerea, veselie, bucurie. El fiind bolnăvior, săracul de mult timp. Deci, din ce cauza a murit? Măi, a făcut un infarct miocard într-o dimineață. De joi, 6 decembrie, Sfântul Nicolae, s-a trezit, n-a făcut decât 2 pași, eu l-am văzut când s-a trezit și a făcut un infarct miocard și a căzut jos și aia a fost. Chiar de ziua ta? Da, avea 58 de ani, era Sfântul Nicolae și asta s-a întâmplat, săracul. S-a prăpădit. Uite că a trecut 23 de ani. 1997. Și ai fost singurul care era în preajma ta? Nu, eram și cu mama și cu un frate, dar
atunci am văzut pentru prima dată, știi, când te, ai un sentiment de la când ești neputincios, ți-ai dorit să faci ceva și fiind tânăr, copil, am zis că pot să fac ceva, am încercat, nu știu, să resuscitez eu din ce văzusem la televizor, în filme. A fost o chestie de asta, mi-a rămas tipărită în minte de atunci, chestia asta foarte urâtă, urâtă rău de tot, nu o doresc la nimeni să o aibă. Chestia asta nu o doresc, cât trăiesc eu pe pământ, mă rog la Dumnezeu ca nimeni să nu treacă prin momentele astea. Sau prin momente de astea când vrei să faci ceva și nu poți să faci. Te simți neputincios. Da, te simți neputincios și atunci greutatea e mai mare și supărarea și necazul mai mare când vezi că vrei să faci ceva și nu poți. Dar ți-amintești, dragul meu Nicu, nu știu, cu o zi înainte sau ai avut un vis urât, ați avut o premoniție, nu, ai simțit un mesaj altfel de la tatăl tău, nu, că l-ai fi primit? Nu. Era bolnăvior, să știi că el stătea cu nitroglicerina în buzunar totdeauna. Era cardiac, avea probleme cardiace, da? N-am crezut niciodată că se întâmplă, poate îmi doream mai târziu, știi? Dar așa... Și din momentul acela i-a revenit, să spun așa, statutul de mamă și de tată, mamei tale. Da, cum a depășit dumneai momentul? Nu știam ce să fac, nu știam încotro să mă duc. Ce să fac de unde eu, copilăria mea? N-aveam nicio pre... Nu eram pregătit pentru așa ceva. Dar au fost și oameni minunați, oameni cu suflet mare, care au fost alături de mine. Un verișor de-al meu, care era mult mai mare ca mine, avea o afacere bună, care mergea foarte bine și m-a sprijinit sau m-a ajutat, chiar mi-a spus atunci la mormântarea tatălui, zice, eu o să am grijă de tine foarte mult. Și o să vezi că o să... Din tine o să scot un om. Hai să vezi. Și peste noapte am devenit la firma lui, fără pregătire, fără nimic, directorul firmei. S-a simțit el așa, nu știu, poate și-a dorit lucrul ăsta. Deci, pur și simplu, peste noapte ai devenit director la vârsta de 19 ani. 19 ani. Director care de firmă. Tu terminase liceul economic atunci. Terminase liceul economic, n-aveam așa pregătire. Și am devenit, dar m-a ajutat foarte mult el. Dar crezi în Dumnezeu, nu știu, poate pe o parte Dumnezeu nu, ți-a Dumnezeu luat m-a ajutat tatăl totdeauna. Și uite da. Că ți-a venit. A fost o chestie de asta rapidă, m-a ajutat foarte mult. Zice, mi-a zis, eu director, zice, mâine să mergi la primar, la primarul unui sector. Trebuie să te duci să mii niște autorizații. Eu să intru la primar. Eu că nu știa să schimb două vorbe cu cineva. Ba da, am să te învăț eu. Ți-ai pierdut tatăl și uite că da. Dumnezeu ți-a dăruit un verișor care da, te-a responsabilitat. Adică mama lui și cu tatăl meu, frați, m-a ajutat foarte mult, să știi, și mulțumesc. M-a ajutat și m-a pregătit și pentru această meserie, cum o numim noi astăzi, de cântăreț de muzică populară. Că dacă nu mă învăța cum să vorbesc, cum să mă descurc, pentru că, spun, eu eram un tip foarte retras și închis în mine, Nu vorbeam, cred că dacă... Și cum ai acceptat atunci eu n-am acceptat, că nu îți dai seama, dar el a zis, ba da, vei face ce-ți spun eu. Știi câți... Avea el o vorbă, ce știi câți proștani aici în firma asta? Eu nu vreau să fii ca ei, tu trebuie să fii mai sus decât ei, știi? Și eu o să am să te învăț. De adevăr, m-a ajutat foarte mult lucrul ăla și m-a ajutat și acum, ți-am spus, în meseria asta pe care o fac. Și au fost niște ani frumoși, am învățat lucruri frumoase. Puteai am intrat la primar. Puteai să te până concentrezi. Până la urmă am intrat la primar, să știi. Te puteai concentra în perioada aceea. Dar știi cum era inima când am intrat la primar? Așa ca un purice. Ce să vorbesc eu? Păi zis, neavând încredere în tine, da. Mi-a spus să nu te întorci la mine fără treaba rezolvată, că eu nu discut cu tine, să știi. Până, va fi dar a încercat să fie dur ca tu să știi da, ce ai de făcut și dur, să te responsabilizeze, cum am zis puțin mai devreme. Știi, dar simțeam totuși că el are un pic de emoții în suflet acolo pentru mine. Și era dur, dar... Ți-a prins bine. Mi-a prins foarte bine și am venit. A venit ca un înlocuitor, ca prezență da, a tatălui da, da, tău. Da, să știi, aveam nevoie atunci. M-a dacă mai putut să, nu știu, să faci paralela aceasta între durerea de atunci și totuși responsabilitățile care îți veneau de după. A fost foarte greu. Să știi că mulți ani m-am tot gândit ce poate să-mi rezerve viitorul, singur, fără... Să știi că sunt niște momente în viață când îți dorești ca un părinte să fie lângă tine, că te sprijină cu o vorbă, cu un cuvânt, îți spune pe ce drum să o iei. Că eu știu, poate te legi un anturaj de ăsta și iei pe drumuri greșite. Și e
cel mai bine să fiu un părinte, dar eu nu am avut. Dar el a fost ca un părinte pentru mine. Dar acum, uitându-te în oglindă, ce crezi că ai ca și calități dobândite de la tatăl tău și de la mama ta? De la tatăl meu am calități, de cea mai bună calitate, asta de bunătate, de prietenie. El nu se certa cu nimeni. Eu nu mă cer cu niciun prieten sau cu un prieten, cu orice om. Mie nu-mi place lucrul ăsta de a mă certa cu cineva, de a fi supărat pe cineva. Poate mă supăr pe moment, dar eu încerc să repar tot printr-o glumă, printr-o vorbă frumoasă și repar imediat. Nu ești omul care poartă ranchiună și... Nu, niciodată, nici o secundă. Aici m-am supărat, m-am întors și zic că imediat, într-o secundă, vreau să schimb totul, să fie bine. Iar de la mama ta? De la mama, nu știu, așa mai... N-am de la mama. Mama e foarte puternică. Gândește-te, cu 5 copii, 5 băieți. Nu e soacra foarte... cu 3 nurori, e soacra da, cu 5. Da, da. O femeie foarte rece și foarte puternică. Mai puternică ca tatăl meu și nu prea am de la ea așa mai mult, de la tata. Da. Ce vrei, asta e viața. Orice om are un curs în viață, unii cu bun, unii rău, depinde. Sau cu amândouă. Sau cu amândouă. Că ce nu te doboară, jumătate te întărește. Jumătate tu, jumătate eu. Acum că tot ne spuneai de partea aceasta, te-ai responsabilizat, ți-ai urmat cursul acesta al vieții, profesional, te-ai simțit împlinit la vremea aceea. Atunci, pentru că știu că mama ajutor. Nu era de acord să devii cântăreț, voia să ai da, un serviciu. Mama, da, așa erau și vremurile și timpurile de atunci, trebuie să ai un serviciu, o meserie la bază, la fundament, ca să poți să faci o viață frumoasă, o familie să-ți o creezi, dar trebuie să ai un serviciu serios, nu? Știi, te-ai gândit? Și în primul rând mama îmi spunea întotdeauna, vezi, tu n-ai să reușești pentru că tu nu ai posibilități financiare, nu ai oameni care să te ajută în domeniul ăsta și nu cred că o să reușești niciodată. Eu nu cred că e bine să te apuci de lucrul ăsta, că n-ai să reușești. Era puțin aici, mai negativă în gândire. Da, era negativă pentru că umblau multe zvonuri atunci. Trebuie să ai bani, să ai cunoștințe ca să te sprijine, să te ducă acolo. Chiar dacă ai talent sau pregătire bună, școlară, muzicală, nu știu. Dar dacă nu ai... Așa erau zvonuri. Și uite că tu ai făcut dovada contestând ce a fost o ambiție de asta de-a mea. Nu cred că mi-am dorit atunci, pe momentul ăla... să fiu un cântăreț renumit, cât ambiția a fost numai ca să demonstrez celorlalți că pot să ajung un artist mare. Și le-am spus, o să ajung un artist mare și vă dovedesc că o să nu o să ajung. Și frații mei, nu. Și dacă totuși ai spus de asta, care au fost întâlnirile miraculoase care au contribuit atât de bine la cariera ta? Întâlnirea cu maestru Benone Sinulescu a fost așa o înțelegere chimică, cum spun ăștia. M-a iubit foarte mult. M-a simpatizat. I-a plăcut talentul meu. El mi-a descoperit multe talente ascunse, așa în mine. Și asta cu imitația, care a făcut ravage așa peste tot. El a descoperit-o și m-a dus să o fac la televiziune. A urmat doamna Valeria Arnăut, uite că a venit la Etno TV, care m-a adus aici, că am lucrat și aici la Etno TV, să nu crezi. Pentru începuturi, eu la începuturi am fost aici, am lucrat cu dânsa. Doamna Stelia Nasima, care m-a angajat la ansamblu Ciocărlia, și mulți alți oameni de bine și cu suflet mare care m-au sprijinit. Și crezi că a avut o importanță mare și faptul că tu ai fost un om atât de înțelept, răbdător, da, bun, da, și da, niciodată cred, pus pe ceartă, să zic da, așa. Da, cred foarte mult asta. Și dacă tot ne-ai spus de asta și ți-ai urmat cursul acesta profesional la care au contribuit oamenii sau miracolele care au apărut în viața ta, dacă vrei, cum s-a hotărât Nicolae Datcu să-și întemeieze o familie și când și-a întâlnit marea târziu, dragoste? Foarte târziu, să știi. N-am avut gânduri așa să... Îți doream mai mult să te canalizezi. Gândește-te pe carieră? Că, da, nu, am ajuns la ansamblu Ciocărlia, visul meu să fiu acolo, că prima dată am fost militar în terme, mi-am satisfăcut stagiul militar la ansamblu Ciocărlia. Și după aceea am fost angajat. Și când am ajuns acolo, am crezut că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Spectacole, turnee, viață frumoasă, colegi frumoși, minunați. Vai, ce mai mă simțeam în al nouălea cer. Ce mai intră mie în surătoare și gânduri de-astea. Îți dai seama, am surat foarte târziu, la 30 de ani.
La 30 de ani am mers la o nuntă invitată de o colegă. Și până atunci n-ai iubit niciodată? Dar a fost niște iubiri de-astea, așa, știi? Adolescentine. Da, adolescentine și eu chiar n-aveam niciun gând să știu, o țineam așa cu iubirea asta adolescentine. Eram un adolescent întârziat, cum spun ăștia. Și o țineam așa, las că merge, așa. Mama îmi spunea, vezi, trebuie să-ți faci tu o familie. Lasă că noi artiștii nu ne facem familie. Noi mai târziu mai vedem noi. Dar să știi că totul a fost fulger. Când fără să-mi doresc, fără să-mi doresc, o colegă de-a mea de la serviciu lucra la secretariat la noi și mi-a spus: băi, fii atent, am o prietenă care are o nepoată și e tot plină de viață așa ca tine, cred că o să te combin cu ea și nu trebuie, haideți doamna Paula, o salut pe această care, pe doamna Paula Postoiu. Mami, cum îi spun eu, că mi-a rămas mami, că ea m-a împins să-mi întemeiez familie, adică m-a susținut mai mult. A fost pețitorul. Pețitorul m-a susținut. Ei, băi, să-ți faci o familie, te fac om de casă, golanule, nu mai merge, gata! Da. Și mi-a zis, te combin cu fata asta. Haideți, doamne, că nu mi-ar de mie de însurătoare cu tare. Băi, Lavinia, știi cum a fost? Punct lovit, punct ochit. Am întâlnit-o la o nuntă. Mi-a plăcut de ea. Fă-mă să înțeleg, la acea nuntă tu mergeai în calitate de artist și doamna Paula, despre care spuse că era venise însoțită de nepoată, de fata prietenei. Așa, nepoata prietenei. Și atunci am văzut-o, mi-a plăcut, ne-am întâlnit. Ei nu-i prea plăcea, ea este economistă de mese, la bază economistă, contabilă. Și nu-i plăcea chestia asta cu artiștii, îi se părea așa. A fost dragoste la prima vedere? Da, să știi că așa a fost. Ce-am zis? Păi și curci la obiect! Doamna Paula a venit cu ea de mână și a spus, uite, ea este fata despre care ți-am zis? Să-mi zic că m-a tras între patru, doamna Paula, și mi-a zis, dacă nu e pe fata asta, asta e pentru tine, ai înțeles, mă? Ba, asta e pentru tine, dacă nu e pe fata asta, nu știu ce să fac, ai înțeles? Tu asculti pe mami, dacă nu, nu știu, da, mami, bine, gata, vezi că... Da. Și așa a fost. Și apoi a dus-o la tine să ne-am mai întâlnit, vă facă cunoștință? Ne-am cunoscut, ne-am mai întâlnit, am ieșit mult, ne-am cunoscut. Bine, ți-am zis că ea nu era împăcată cu... Câți ani avea ea atunci? De seamă cu mine, noi suntem de seamă în același an, 1977, născuți amândoi. Eu aveam 30 de ani, ea 30 de ani. Și care au fost secretele seducției lui Nicolae Datcu ca să poată cuceri? Nu știu, poate am văzut-o și pe ea cu zâmbetul pe buze, pline de viață. Ți-am zis, nu era împăcată cu meseria asta pe care o făceam eu. Asta era singura chestie care nu îi plăcea la mine, restul îi plăcea în totalitate. Și cum ai cucerit-o? Că poate și-a pus acolo niște bariere, nu-mi place artist, exact ce spuneai. Da, am cucerit-o, nu știu, nu-i farmecul meu așa. Ce cadouri îi făceai sau îi făceai cadouri? Mi-am făcut cadouri multe de atunci, bijuterii, alții. Flori? Da, flori. De toate. Scrisorii scriei? Nu, scriam scrisori, că nu mai era vremea cu scrisorile atunci. Dădeai mesaje? Da, dădeam mesaje, ne sunam, ne întâlneam, ieșeam împreună în oraș. Când i-ai cunoscut părinții? Părinții mă cunoșteau de la televizor. Știa cine sunt. Ai înțeles? După aceea m-a dus și la părinții ei. Și cum te-a primit mama soacră? Mama soacră urmărea Etno TV în permanență și știa pe toți artiștii de la cap la coadă. Pe nume, ce fac fiecare, de unde sunt, ce fel, știa istoricul la toți, să știi. Și când ai ajuns la dumnealor acasă? Da, cum te-au primit? Cum au primit frumos, că mamă, vine un artist la noi și socrul meu, mamă, frumos, foarte frumos. Știi, eu m-am măritat că m-am mutat la nevasta mea, avea casă. Și m-am măritat și m-am mutat la ea. Da, ți-a avut o relație? Să știi că eu târziu i-am prezentat părinții. Abia la nuntă am prezentat-o pe mama. Nu pot să cred. Da, nu știu, aveam o chestie de asta. Zic, mama e puțin mai, așa, mai rece, un pic mai dură. Zic, poate o să-i săpară ceva, dar mine. Și tocmai la nuntă am prezentat-o pe mama. Știi deci asta? A venit A venit în calitate zice de invitată. Și acum, zice, zice, hoțule, ce ești hoț, banditule, zice, da. Bine, la nuntă, înainte de nuntă, da, aproape de nuntă. Ca și să nu mai existe refuzul sau vreo problemă. Zic, dacă se pare așa și vreau să zic că nu le iau pe sac, uite, am o soacră rea, sau bine, nu locuiem împreună, ți-am zis că m-am mutat la ea.
Și zic, ce cui s-o părea? Ia stai că fac eu o mișcare mișto, nu se poate, pac, pac, țac, pac, pac, și direct înainte cu o zi de nuntă. Uite-o pe mama, ea e mama. Bine, a cunoscut-o pe sora mea, frații mei, dar pe mama atunci, aproape de... Și soacra mare ce părere a avut de noră? Foarte bună, foarte. Deci cred că ai cea mai bună noră, da. Cred că e singura care o iubește cu adevărat, să știi că mama e o femeie foarte rece. Și dacă nu ești om la locul tău și mama are... Dar acum tu cum te înțelegi cu soacra ta? Foarte bine, băi, de mine. Știi că mulți prieteni de-ai mei de-a lungul timpului îmi spuneau, bă, să-ți dea Dumnezeu să ai socri buni, să ai noroc de o nevastă bună și de socri buni. Și eu mă tot gândeam, îmi puneam în minte așa, mă, ce tot îmburează ăștia, mă, să socri buni, de... N-aveam chestia asta cu... Vreau să-ți spun la vinea că am niște socri și o soacră minunată, care... Și poartă o amprentă pozitivă în viața de familie. Foarte pozitivă. Pănesc că vă ajută și cu fiul tău. Măi, păi da. Să știi că ei, socrii mei se ocupă de băiețel, ei s-au ocupat în permanență, l-au crescut, au fost alături de ei, lecții, socrul meu, soacra mea. Mamă, o soacră care mi-aduce cafeaua, mă, dimineața la pat. Dacă e la mine și mâncare la pat, mă, micul dejun mi-l aduce la pat. Mă. Dar măcar tu și vezi astea iubește, și da, o apreciezi. Le văd, da, o apreciez. Să știi că sunt mulți oameni care fac gesturile astea și rămân... Să știi că e un lucru foarte, foarte mare să te iubească părinții, părinții soției, să... Da, da, e un lucru foarte, foarte mare, să știi. Da, venirea noroc, pe lume a micuțului vostru băiat. Da, David Gabriel. Să vă trăiască. Împlinește 10 ani acum pe 2 februarie. Mulți ani înainte. Mare. Da, ne-am bucurat foarte mult. Foarte mult și eu m-am bucurat. Soția mea n-a mai vrut să facă alt copil. Tocmai a fost de așa de egoistă. S-a axat așa de mult pe acest băiețel frumos pe care noi îl avem împreună, încât, cred că de egoistă, zic eu, îi zic tot mereu, n-ai vrut să mai facem cu un copil. Ne întâlnim la vârsta de 80 de ani, să vezi ce să fac atunci. Sau poate a fost puțin mai am zis că o să împlinesc 80 de ani, om să-mi fac o gagică de 20. Da. Doar așa. Atunci va fi târziu să mai fac, să mai bună păi la nu, copil. Nu, să-mi fac o gagică în ciudă că nu mai mi-a făcut un copil. Bine, glumesc, eu îi spun. Dar poate a avut câteva temeri, a fost puțin mai sceptică, că știu că au fost niște probleme atunci după venirea pe lumea lui David. Da, a fost și el și a avut o sarcină grea cu David, a vărsat săraca până în ultima zi, știi? Dar și-a avut și o problemă mică la început, ne-a speriat. Doctorii și după naștere spus, a fost... Doctorii ne-au spus că e mai grav, noi ne-am speriat, chiar m-am speriat atunci, rău de tot. Am vrut să vin acasă după ce am aflat și n-am mai știut drumul și am ajuns la Ploiești. Dar i s-a pus un diagnostic greșit micuțului? Da, foarte greșit. A făcut o apnee, știi? Da. Când eram mic la 3 zile și... un doctor de la o clinică privată unde a născut soția mea a spus să știți că cred că este meningită și noi ne-am nu speriat. Sunt șanse de a trăi. Da, nu sunt șanse. Noi ne-am speriat, îți dai seama, și eu și... Păi cum? Dar n-a fost așa. Am fost la un medic super tare care a spus, nu, domnule, n-are nimic, e o mică problemă. El fiind mic nedezvoltat, nu știe să înghită bine laptele și să neacă cu el, trebuie să-l țineți așa. Și chiar așa a fost. Și copilul acum, uite-l sănătos, dolofan, frumos, l-a hrănit soacră mea, bine, bine crescut. Da. Cu cine mulțumesc seamănă Dumnezeu. Mai mult, David? Măi, el seamănă, să zic că a luat și de la mine și de la soția mea, dar fizic, cred că cu soția mea și la caracter cu mine. A luat de la fiecare cei mai buni, da, poate, nu? Da, da. Că Dumnezeu așa e frumos, să ia de la fiecare cei mai buni. Tu ți-ai mai fi dorit mult încă un copil, da, Nicu? Da, mi-aș fi dorit o fetiță. Aș fi vrut să văd cum e și cu fetiță. Păi și crezi că e târziu să... Nu, mai. 44 de ani. Mulți înainte. Da, nu, numai soția mea n-a vrut la când trebuia, nu. Nu, mai târziu, îți dai seama. Da, dar probabil a fost un blocaj psihic pentru ea, trauma pe care a avut-o în urma nașterii și i-a fost teamă de asta. I-a fost foarte mare teamă și eu am văzut. Oamenii cu greu înțeleg și mai ales bărbații, pentru că nu trec prin transformările. Eu am înțeles să știi, dar mi-aș fi dorit și o fetiță, îți spun. Și încă un copil, nu contează, băiat, fetiță, dar mi-aș fi dorit să văd cu micul doi. Din punct de vedere al talentului, băiatul îți calcă pe urme? Mă, să știi că nu iubește muzica populară, mi-a zis că este foarte plictisitoare. Nu-l pune el în casă pe tată să-l asculte la televizor, pe CD? Să știi că nu. E microbist. Vezi că e cu fotbalul, cu echipele de fotbal, cu FIFA 90, FIFA 19, FIFA 2021. Generația actuală, cunoaște toți fotbaliștii, eu nu-i cunosc, să știi.
Să știi că mi-aduc aminte că pe vremuri cântam la un restaurant celebru din București și eu nu cunoșteam fotbaliștii, că nu eram cu meciul, cu fotbalul, cu fotbaliștii, nicio treabă, nimic, deloc, absolut deloc. N-am fost pe stadion niciodată, decât când eram copil și am mai mers cu el acum că m-a dus el. Și nu știam ce să fac. Când, cum să mă dezvolt acolo pe stadion, cum să mă... cum se zice, cum să mă compor. Să vă manifestați, da, să mă manifestez, că nu știam, n-am fost niciodată, știi? Și revin la ce povesteam mai devreme, veneau fotbaliști celebri când cântam în restaurant și vorbeau ospătarii. A venit cu tare, a venit fotbalist și cine e ăsta, mă? O, e mare fotbalist! Nu am auzit în viața mea de el. Știi? Și acum când se gândește fiul tău, ce onoare ai avut să-i întâlnești? Mă, și știe pe toți, s-a născut atunci, ăla așa, ăla așa. Păi și urmează de... acest... Nu știu, l-ai dat la fotbal. Da. Dacă o să-i placă... Cum ar fi să cânti într-un restaurant? Eu chiar nu-mi doresc să facă meseria asta. Nu. Ei, nu-ți dorești. Nu, dă-i dreptul să aleagă, nu? Da, i-am dat așa drept. Așa cum ai făcut mi-a și tu. Mi-a zis să lasă să facă ce vrea, că el vrea să facă fotbalist. Fă-te fotbalist! Cum ar fi în an de zile să cânti într-un local și fiul tău, renumit fotbalist, David Gabriel Datcu... Și o să vină să se zică. Da. Și atunci nu o să mai spui cine e măi ăsta. Este da, poate eu fi rușine cu mine. Nu-l cunosc. E tata, cântă tata. Te-ai gândit că ai face? Da, cum e? Cum e relația dintre tine și el, dintre David și tine ca tată? Pentru că tu nu te-ai bucurat poate ani mulți de prezența tatălui în viața ta. Cum e relația dintre voi? E mai apropiat de tine sau de mama? Da, mai apropiat de mine. Mama se mai dură un pic cu el așa, știi? Dar eu nu... Foarte... Foarte apropiat. Sunteți prieteni, vă faceți mărturisiri? Ne uităm la filme împreună, caută filme de comedie, ne uităm și împreună. Și la capitolul Doamne și Domnișoare ați ajuns? Deocamdată nu mai vorbim așa, mai râde, el râde tău mereu, că zice, mamă, ce care zică mișto, uite aici, el râde. I-a impus vârsta la care ar trebui să apară o fată în viața lui? Nu, nici nu o să impun. Dar discuți subiectele tabu cu el? Nu, așa dezvoltat, așa ca pentru vârsta lui, știi? Îi arunc așa pastile ca să înțeleagă niște chestii, știi? E bine să îi arunci atunci când trebuie. Pac, 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 pac. Înțelegi? Spuneai la început de întâlnire... Mă, dar l-am prins că se uita la niște de-astea, la niște YouTube acum, tot felul de... Se uita la chestii de-astea, știi? Cum își dădea una un maiuț jos și... Ce faci acolo? Nu, din greșeală, din greșeală! Sper să nu-i arăți emisiunea lui, că s-ar putea să se supere pe tine. Nu, să supere. Dar îmi place de el că e șugubăț, așa, știi? Ca mine, știi? Mamă. Da. Râzi, nu? Da, se întâmplă. Nicu, ești de poveste. Da. Deci trece mai departe. Să știi că în Germania, eu am fost, când am fost în Germania și mi-a arătat un manual pentru clasa a patra, la o școală din Germania, acolo chiar arăta totul la liber, să știi, la clasa a patra. Arăta totul la liber și da, așa, bravo. Așa, bravo. Și de bătăi. Și arăta la liber și m-a rămas uimit atunci, știi eu, cu mentalitățile astea din România, dar să știi că face bine pe undeva. Pe undeva face bine. Depinde cum, ce trebuie să-i arăți și cât și cum. Totul cu limită. Totul cu măsură mică. Ai povestit mai la început despre întâlnirile miraculoase și că multe poartă o amprentă pozitivă, se leagă cu viitorul pe care urma să-l ai la vremea aceea și spuneai de îndrăgitul artist, domnul Benone. Da, la Beni. Mai să știi că este o bucurie nemaipomenită să stai în preajma maestrului Benone Sinulescu și pentru mine a fost și este o bucurie că ne-a legat o prietenie frumoasă, că am stat în preajma lui, că mi-a dat multe sfaturi, multe idei legate de meseria asta de cântăreț de muzică populară, înțelegi? Și ajutor. Și contează foarte mult. Să știi că mi-a spus tot o artistă mare în momentele alea când Nea Beni mă lua și mă ducea la emisiuni de televiziune, emisiuni de-alea cu audiență maximă, știi? Și mă prezenta, m-a tras deoparte și mi-a zis: să fii fericit și bucuros, inima ta să fie bucuroasă că te-a luat Benone în Sinulescu și te duce la emisiunile astea. Că pe noi nici nu ne băga în seamă în vremurile când atunci era el celebru și este și acum, dar atunci, în vremurile alea. Așa mi-a spus. Să fii mulțumit că pe noi, Benone, nici nu ne băga în seamă.
Să fii mulțumesc și vesel că te-a luat Benone Sinulescu sub aripa lui. Păi poate ai primit după sufletul tău bun, da, și ți-a venit acest noroc. Da, și când am auzit chestia asta de la acea mare artistă, mare de tot, am rămas așa, zic, mamă, tu ce înseamnă pentru mine asta? Chiar așa a fost. Și acum avem o prietenie foarte frumoasă, să știi. Nu trec 3 zile, ne sunăm, mă zic, ce faci, mă, dracu, nu mai dai niciun telefon. Ce ai făcut? Unde ești? Pe unde ești? Ce mai l-ai văzut pe ăla la televizor? Discutăm, te-am văzut cu cântecul ăla, nu-mi place acolo cum ai cânta, vezi, să faci așa, să... Da, e un lucru foarte... Păi, până la urmă, aceștia sunt prietenii artist, de valoare, da, care știu să fie, da, și critici. Da, și... critici și m-am îmbrăcat. Mi-a plăcut, da, cum te îmbraci, cum m-ai slăbit. Bravo. Și pentru că ai spus de întâlnirile miraculoase, aș vrea să reamintim și despre îndrăgita artistă, doamna Steliana Simon. Da. Când ai întâlnit-o pe dânsa și pentru că ai spus, mi se datorează poate angajarea ta la... Să știi că am întâlnit-o atunci la emisiuni, când a început Etno.tv, când s-a deschis această televiziune la filmări, atunci am întâlnit-o. Și o cunoșteam și am întâlnit-o când am ajuns militar în teren la ansamblu Ciocârlia. După ce am terminat armata, mă gândeam ce am să fac, unde mă duc. Și dai seama, dacă plec de aici, nu o să mai fac meseria asta, că mă duc, mi-au un job. Și ultima zi de armată, la ansamblu Ciocârlia, pe holul m-am întâlnit și mi-a spus așa: Nicu, tu-ți dorești să fii aici? Oh, vă dați seama că îmi doresc foarte mult. Să știi că eu am să te susțin și o să fii aici angajat. Eu am să te susțin foarte mult la conducerea ministerului, să rămâi aici la noi, la ansamblu Ciocârlea, că tu ai muncit cu noi, ai fost alături de noi și așa va fi. Și eu te iubesc foarte mult, îmi place ceea ce faci, ești un copil talentat și așa. Așa a fost. Vreau să ne oprim puțin aici, da, să îți spun un lucru. Sunt oameni care visează ca mine, ca tine și ca toți ceilalți să ajungă pe culmile succesului. Ce crezi că ar trebui să puncteze ca să-și îndeplinească visele? Măi, nu știu, știi, eu nu... Visurile, pardon. Lasă așa, că e bine și așa. Nu știu ce să punctez. Eu știu ce ar trebui să fac pentru mine, așa, dar pentru altcineva să dau un sfat, ceea ce să... Nu știu, la mine cred că a fost un curs, așa a fost să fie. Păi ca pentru așa fiecare, dar nu știu, poate trebuie să ai puțină seriozitate, bunătate. Asta, bineînțeles, în meseria punctualitate, asta, punctualitate, nu în primul rând. Nu discutăm, gândește-te că eu mă duc totdeauna oriunde merg, o oră înainte, așa am învățat, la mine, la servici, la Ministerul de Interne, ansamblu Ciocârlia, trebuie să fim în permanență, cu o oră jumate înainte de a începe concertul, spectacolul, filmarea, înțeleg, niciodată să nu întârzi, totdeauna să fii pregătit, pedant când ești pe scenă, bine aranjat, repertoriu frumos, totdeauna să alergi, să-ți cultivi talentul tău, niciodată să nu te lași pe un picior, gata, acum sunt cel mai tare, cel mai mare. Nu, totdeauna ai de învățat, cred că și în ultima clipă o să ai de învățat multe lucruri pe care nu le știi și nu le-ai învățat niciodată. Ce-ți sfătuiești fiul ca să pășească și el pe drumul acesta al succesului? Nu, pe drumul ăsta, nu al cântecului. Nu al cântecului, în viață, chiar să fie un om demn, un om mândru de el. Care își dorește să... Nu, eu nu, chiar nu-mi doresc. A fost un drum greu, nu ușor. Și cu multe sacrificii, la momentul potrivit. A fost și frumos, a fost și urât, cum se spune. Dar nu m-am lăsat. Am luptat, mi-am dorit lucrul ăsta, trebuie să ai în sânge, știi, să-ți dorești. Ai avut momente în care ai simțit că trebuie să renunți? A fost, să știi, și momente, dar când am zis, gata, renunț, nu mai pot, nu pot să fac nimic, nu trec de bariera asta, nu. Gândește-te că și am ce stat, s-a întâmplat am în stat la radio, că să-mi urmez cursul, că așa era cursul atunci, trebuia să faci imprimări la radio și după ce faceai la radio, ajungeai în televiziunea română. Era o singură televiziune, nu exista Etno, Favorit și alte televiziuni private frumoase. Și trebuia să iei cursul. Și am stat la intrare, la radio, la poartă, în fiecare zi, timp de o lună de zile. Ca să pot să intru să imprim. Nu mă băga nimeni în seamă, treceau pe lângă mine, erau alte, nu vreau să mai spun, vremuri, alte gândiri, alte... Dar nu m-am lăsat. Puteam să spun, nu mai vin de mâine aici, gata. Păi și ce te-a motivat? Ce te-a motivat să mergi mai departe? Dragostea asta de să fac meseria asta, nu știu, ambiția asta să ajung undeva, nu știu, cred.
Și am stat și când, cred că a făcut milă de mine până la urmă, că m-am văzut în fiecare zi la poartă așteptând acolo. Ce-o zice, o fi zis, carâia e omul ăsta. Da, să nu mai scăpăm de el. Și eu mi-am pus în minte, trebuie să fiu carâia. Exact cum ai spus tu. Dacă nu sunt carâia, nu mai scap. Și am stat acolo până a zis, da, acum e rândul tău. Gata, și când am auzit că e rândul meu după lună de zile de stat în fiecare zi acolo, stau, e rândul meu, rândul meu, rândul meu, dar ce te bucuri așa? Nu mai că stau de o lună. De o lună, nu mai zici, că da. Da, dar nu crezi că e mai bine și ești mai bucuros să nu folosești termenul de mândru, că ai acest statut pe propriile tale puteri, da, și că da, nu ai fost susținut sau nu ai făcut un compromis pentru a ajunge da, undeva. Da, 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 da. Sunt. Dar ți-am zis, a fost și multă luptă. Te-a costat luptă. Ceva numele ăsta de artist, între ghilimele. Înțelegi? Și pe urmă a început fiecare etapă. Și îți dai seama, dacă n-apărea Etno TV, vreau să spun încă o chestie. Cum mă făceam eu cunoscut? Dacă nu exista Etno TV, când la televiziunea română cântam o dată pe an sau de două ori pe an. Când să mă învețe lumea să mă știe pe mine ca artist? Da? Cântecele mele, să le cunoască, să le asculte. Păi asta a fost cea mai mare mană cerească că a apărut Etno TV. Mamă, și dai seama, când am venit la Etno TV și am înregistrat, am filmat 7 cântece. Da, soția... Bă, 7 cântece... Soția ta te susținea, Nicu, sau spunea, hai, renunță, n-are rost, da, nu mai continua? Da, când m-am cunoscut cu soția mea, eram deja cunoscut, iubit, când m-am cunoscut cu soția mea, nu mai eram... Asta îți spun la începuturi. Da, m-a susținut, să știi totdeauna că dacă nu există, cum spun ăștia, dacă nu există o femeie puternică în spatele unui bărbat, nu răzbește, știi? N-are izbândă. Da, soția mea este o femeie puternică, recunosc. Și m-a susținut și a fost alături de mine. Vezi, știi? Ești genul de bărbat care nu s-a lăsat frustrat de, nu poziția, ci atitudinea femeii de lângă. Critică, critică. A, nu-mi place aia îmi place și un lucru, mie îmi plac. Criticile. De ce să spun că nu? Pentru că alea mă ajută să mă dezvolt, nu? Și mă bucur că am subliniat asta, pentru că sunt deseori părțile masculine, să le spunem așa, care se simt lezați, poate, de poziția femeii. Nu. Deși soția mea are un serviciu foarte bun, a fost pe picioarele eu când m-am măritat cu el. Scuză-mă, ți-am zis că m-am măritat. Eu era... avea casă, avea mașină, era într-o... Ce-o spune dacă te aude acum? Păi nu, că așa a fost. Ea avea un serviciu bun, un salariu bun, era pe picioarele ei, era chiar super ok soția mea. Nu, adică nu m-a luat pe mine că eram eu artist și o să câștig sau câștigam eu. Nu, nu a fost niciodată chestia asta. Pur și simplu a fost chimie și atracție, așa chimie cum ai zis. Chimie și atracție, da. Ce ți-ai mai dorit de acum înainte, Nicu? De acum înainte? Sănătate, să înregistrez multe cântece, să creez un cântec. Vreau, uite, lupt de câțiva ani frumos, un cântec să rămână și să-l cânte toată lumea. Să-l fredoneze... Un șlagăr un care șlagăr. Să... Asta e lupta mea de câțiva ani. Am făcut eu pe ăsta cu Satul Pusit de Lume, a prins așa foarte mult. Sunt dar băiat de la Buzău? Da, vreau un cântec de ăsta să... Nu știu, așa. Asta îmi doresc, e lupta mea. Oi reuși, îi trage lozul... Un plic ăla eu norocos. Sunt convinsă că vei reuși pentru că ești nu un om ambițios. Nu știu, că tot fac și nu mai... Dar sper să... Asta e lupta mea de acum încolo. Atât am doresc. Un singur cântec. Să-l iubească, să-l cânte și ăla mic și ăla mare și ăla bătrân și ăla tânăr și ăla dar ar trebui să străin. Fii bucuros că n-ai doar unul cu care te-ai diferențiat, ai a, nu, totuși mai un multe, repertoriu dar, bogat zis, am un repertoriu care bogat frumos. Place public. Dar ți-am zis, îmi doresc un cântec să-l cânte și ăla care nu iubește muzica populară, înțelegi? Există așa ceva. Și tu înțelegi? Vrei să fii acela. Da, vreau să fac lucrul ăsta. Lupt. Bă, dacă nu, ți-am zis, și este eu o loterie, succes. Un loz. Treci. Totuși aș vrea să-mi spui și care sunt momentele care te-au îngenunchiat și te îngenunchează cu adevărat, obstacolele vieții tale peste care cu greu poți treci. Să știi că nu, de acum încolo nu mai vreau să mă îngenuncheze nimic. Înțelegi? De acum încolo mă rog la Dumnezeu în fiecare zi, îmi doresc să nu mai pierd pe nimeni drag. Nu mai, cred că n-am să mai pot să trec peste un moment ca ăsta. Spun sincer acum, nu mai vreau să pierd pe nimeni drag. Și să fiu sănătos și atât. Ce mai vrei? Ce mai am eu nevoie? Când ai plâns ultima dată, Nicu? Când am plâns? Am plâns. Să știi că plâng. De ce? Plâng la un cântec frumos, am plâns. Să știi că un cântec care transmite o emoție mă face să plâng.
în mașină. Eu ascult și plâng în mașină. Ne-ai putea spune și nouă care este acest cântec? Sunt multe cântece care mi-au transmis emoții. Nu al meu, al colegilor mei. Da, sunt multe cântece. Depinde ce mesaj are. Vrem să știm ce te emoționează, așa că te rog să ne spui unul. Păi, uite, cântecele de suflet, bineînțeles, nu? Uite, are Nicușor Iordan un cântec frumos de suflet, care am plâns la el. Când l-am auzit prima dată. Radea Șteica, Bradul Munte, are el un cântec foarte frumos. Când am auzit prima dată cântat Casa părintească nu se vinde. Am plâns la acest cântec. Am plâns. Când am, spune despre când am auzit-o pe Delia aparte. Cântând și am văzut momentul ăla pe YouTube, Mama. Când îi cântă cântecul Mama, pe, cântecul pe versurile lui Vadim Tudor, da. Mare poet. Păi alea m-a atins, îți mulțumesc, iubită mamă. Mă, da, sunt artist și am emoție și sunt emotiv, am emoție, am... Trăiri. Trăiri, da. Când aud un necaz, un necaz urât, când se prăpădește cineva, deși spun ăștia că să nu plângi, să fii fericit că se duci într-o lume mai bună. O fi așa, de-abia aștept. Crezi că există viață și după moarte? Nu știu, cred. Mi-ar place lucrul ăsta, să existe încă o viață. Mi-ar place. Și ți-ar plăcea să păstrezi înțelepciunea pe care o ai acum și în viitor? Da. Să rămân la fel, să nu mă schimb. Deci eu nu m-am schimbat. Să rămân același om, prietenos, plin de viață. Ai și regrete? Poate am și regrete, că n-am învățat mai mult la școală, nu știu. Am fost mai leneș. Am trecut așa mai, știi, mai... Nu... Eram foarte iubit și plăcut de profesori. Pentru că am eu hazliu. Și tu tratai materia mai cu superficialitate. Da, la matematică, mai ăla mic frumos, care râdem cu el, mai așa... 5 trați de păr, 4, data viitoare să înveți, învățam, luam o notă mai bună. Așa, ca niște să nu rămâi corigent? Da, 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 să nu rămân corigent. Dar totdeauna la școală, fără, să știi, un băiat extraordinar, respectos cu profesorii, da, am câștigat, să știi. Am fost foarte și cu înaintașii mei, am un respect foarte mare pentru toți cei care au fost înaintea mea și au făcut această meserie. Și ai fost olimpic la ceva? E, olimpic la ceva. Prins castane. N-am fost. Asta aș vrea să fie de neuitat, da. Pentru că a fost foarte sincer. Da, dar mi-am fost cu minte în băncuță acolo, cu mințel, nu obraznic, respectos, acolo cât puteam. Și asta e foarte important. Am dus iar eu să copii odată la istorie și m-a prins. Nu eram, și pe ca mine să la vezi. Franceză. Poate s-a uitat doamna profesor Mitrofan la noi. Da. Păi m-a pus la franceză că mi-a adus aminte să... conjug verb futur, care înseamnă viitor. Și dacă spun ce am scris acolo, că am copiat după cineva și a ieșit altceva, nu vreau să spun că nu vreau să auzi, dar o să-ți spun la ureche, ila futur, a ieșit de altceva, a venit profesoara, mi-a dat mare bătaie, mare palmă, obraznicul, îți dai seama, era în vremea aia comunistă. De-aia spune, fiul tău cum e? Tot așa, să știi, dar învață bine. El învață e, bine, păi, adică tot așa glumesc, dar de învățat, să știi că învață foarte bine, îi place. Deci aici am moștenit-o pe mama, pe mama, da, mai sârguincios. Bine, știi foarte bine. Dar mi-a luat diploma de BAC, a căutat-o odată filmul și a râs de mine ce notă am luat la BAC. Ce notă ai luat? 7, nu știu cât, și a râs de mine. 7! Păi, până la urmă erai, nu erai da. Nici olimpic, a dar a râs copilul nici... de mine, că am 7, tati. Mamă, s-a 9 și ceva. Da, mă, mi-a dat 7 că am înjurat pe cineva. Bă, acopeream eu. Da, recunosc. Ce am greșit asta. Îmi pare rău că n-am învățat. Poate dacă, să știi că n-am învățat, nu că nu mă ducea dobitocizorul. Și pentru că eram leneș. Știi, le luam așa, în vremurile alea. În derâdere. A, trecem cu tare. Erau și vremurile alea când îți băga în minte, trebuie să înveți o meserie, să și construim socialismul. Ce ți se spune. Socialismul, să-l construim, să oamenii muncii acum. Și mintea mea a fost, bă, că-mi fac eu o meserie mișto, pac, îi păcălesc eu, pac, și era în capul meu. E, ca orice copil. Da, vremurile s-au schimbat. Aș vrea să te lucrurile mai întreb, Nicu, care crezi că este cea mai mare reușită a carierei tale de până acum? Reușite? M-am zis mai multe, să știi. Păi ar fi bine să ne spui. Când am luat concursul la ansamblu Ciocârlia și am devenit angajat la un ansamblu mare,
Așa. Când am făcut primele imprimări cu Orchestra Lăutarii și maestru Nicolae Bodgros, îi mulțumesc pe această cale și e ca un virus, orice imprimare, numai cu maestru Bodgros o fac, nu mai fac cu altcineva. Așa. Sunt multe realizări, să știi că sunt multe. Întâlnirea cu maestru Benone Sinulescu, prietenia cu el, cu familia, cu doamna Leni, pe care o salut și o iubesc și știu că mă iubește și o respect foarte mult. Întâlnirea cu mulți artiști și cu mulți prieteni. Și crezi în prieteniile acestea în carieră, în această lume a muzicii? Da. Prietenie, mă dacă refer... există, da, dacă știi să o păstrezi și să fie, există respectul ăla și așa, eu cred în prietenie. Am foarte mulți artiști care sunt prieteni foarte mulți. Dar știu că ești că prieten respectat... și cu îndrăgit artistă Mihaela Gurău și vă leagă... Cu Mihaela ne leagă multe amintiri. Au fost la un moment dat speculații și despre o posibilă relație. Lumea a perceput greșit. Era, da, nu. Eu când am cunoscut-o eram însurat. Era să zic măritat iar. Eram însurat când am cunoscut Mihaela. Ați fost colegi de muncă. Da, am fost, am făcut niște duete frumoase împreună, am fost colegi de muncă. Ea a ales alt drum, acum nu mai suntem colegi, dar eu aștept înapoi la serviciu. Te referi la, nu la partea aceasta artistică? Nu la partea artistică, la serviciu acolo, da, la da, asta, da, da, da. Dar a fost chiar o prietenă foarte bună și mi-a dat și ea niște sfaturi foarte frumoase și ea mi-a spus, nu o să fii niciodată artist dacă nu te duci să faci CD cu maestru Nicolae Bodgros. Nu o să ieși în față niciodată, așa mi-a spus. Bă, și m-a ambiționat chestia asta, că mi-a spus-o cu mulți ani în urmă și așa am făcut. Și ai confirmat-o mai târziu? Da. A fost o explozie, să știi atunci. O explozie, așa, pam! Mamă, ce e asta, frate? Ce e asta? Că și până acum cântam, dar nu era așa. De ce acum? A fost altceva. Și pentru că ne-ai spus de posibilele câștiguri pe care le-ai avut, așa, din punct de vedere sufletesc, vreau să-mi spui acum care a fost cel mai mare eșec. Eșec? Nu știu dacă am venit, nu vine în minte. Nu știu, am avut eu eșecuri de-astea, așa. N-am avut. Nu știu, n-ai fost poate refuzat să mergi la un spectacol? Nu. N-ai nu, avut dezamăgiri? Nu. Nu, refuzat nu. Deci, dacă refuzat, mă duc la altul. Care e problema? Ce trebuie să mă duc la ăla? Da, a fost un eșec în vremurile alea când era o singură televiziune și că un eșec. Așa, o tristețe în sufletul meu. Că nu mă chemau mai des și îmi doream să fiu și eu mai mult acolo, să mă fac cunoscut. Dar uite că n-a durat mult, că ai beneficiat mai târziu de asta. A apărut Tetnoș când am cântat 7 cântece. Mergea o casetă 24 din 24 și aveam un coleg la servici și venea, era mașinist și spunea: aseară am deschis frigiderul și cântai tu. Am închis frigiderul, iar cântai tu. Am deschis aragazul, cântai tu. Și îți spunea tot mereu chestia asta. Ai recuperat că eram, timpul da, în care ai fost chemat da, o singură dată pe an. Da, am recuperat tot timpul. Știi? Mi-am dorit odată să fiu la o emisiune celebră în vremurile alea și... A doamnei Mărioara? Da, și mi-a spus că... Deși am mers în emisiune, mă filmase, a vorbit frumos despre mine... Și mi-a spus, zice, când mi-am dorit, eu mi-a spus că, poftim, păi tu trebuie să fii fericit. A părut să e tu. Ești în fiecare zi la televizor. Cine nu și-ar dori să fie în fiecare zi la televizor? Și n-am mai... Adică cumva ți-a refuzat prezența? Nu, mi-a zis că sunt cam... Toxic a părut. Da, cam toxic, prea mult, știi? Dar apoi m-am fost răsfățatul televiziunilor. Emisiuni, mi-a luat Nea Beni, m-a dus, m-a apărat toate show-urile aia de televiziune. Știi cum a fost? Păi a fost așa o... Ai înflorit. Am înflorit, profesional, da, profesional. Vorbim. Aveam o colegă și noi plecam cu ansamblul Ciocărlia în turneu și am ajuns undeva într-un sat ăsta, pe Moldova, uitat de lume și... Mi-a spus colega aici că, datcule, dacă și aici te cunosc oamenii ăștia, bătrânii ăștia, ești cel mai tare. Și cum a coborât din autobuz, o bătrână a făcut, și uite pe datcul ăla care cântă și râd din cu el, uai, uai, uai. Deci îți dai seama, pentru mine a fost, asta e cea mai mare bucurie, știi? Intri într-o benzinărie și te așezi așa, te așa și toate, ce faceți, bună ziua, domnul Datcu, ce facem, mă bucurăm să vă vedem. Cea mai mare bucurie să spună un om asta.
să te oprească undeva, să-ți spună că te cunoaște. Nu de aici, din București. Vă zgăuți din fundul pământului. Unde știi? Crezi că putem găsi fericirea, Nicu Datcu? În iubire? În iubire, mai ales să iubim. Să știi că ești cel mai fericit când iubești. Să iubești orice, și o frunză, și o, nu știu, un copac, o floare, să o iubești, să te uiți la ea cu plăcere, să o admiri. Uite, mie îmi place foarte mult să mă plimb în natură. Da. Cum îți petrești timpul liber împreună cu familia? Împreună cu familia. Da, da, unde? Sau ne ce plimbăm, alegeți să faceți acum, iată, în perioada aceasta? Ne plimbăm în parc. Acum mai suntem mai reținut, stăm mai mult în casă pentru că ne, știi, ne îngrijim și avem grijă să nu ne infectăm. Știi, deși m-am infectat, dar mi-a trecut. Am avut, a fost așa trecător, nicio problemă, dar ne plimbam, mergeam în parc, mergeam la pădure, mergeam la țară, avem o căsuță frumoasă de unde sunt socrii mei, de la Drăgășan, din comuna Măciuca, și mergem acolo de fiecare dată și ce frumos e acolo, zonă de dealuri, avem căsuța pe un deal frumos, se văd munții. Oaza ta de liniște și relaxare, nu? Pe cuvântul meu, da, așa îmi place. Verdeață, iarbă verde. Te echilibrezi energetic. Da, mă încarc foarte mult. Uite, mi-e place la sat, să văd oamenii de la țară, cum vorbesc, cum merg, ce mai zic, mă încarcă, eu îmi găsesc acolo personaje pe care le aduc și le fac. Aici și să te muți într-un astfel de da, loc? Da, când o să ies la pensie, i-am zis soției mele că ne mutăm la țară, de aia ce nu, la țară te muți. Ba da, eu acolo o să mă mut. Când nu o să mai pot să cânt, să mă mut la țară. Mama ta a rămas acolo? Nu, în mama casa mea locuiește în București de mulți ani. Suntem în București. Am adus-o în București. Și care ar fi primul gând acum că tot am adus în discuție despre dânsa? Păi să fie sănătoasă, atât am doresc. Sănătate și 78 de ani. Mulți ani înainte. Să fie sănătoasă și atât. Și să trăiască mult de acum încolo. Să ne bucurăm de ea cu toții. Uite, a fost pandemia asta că noi ne mai întâlneam la sora mea. Locuiește undeva pe lângă București, are o casă frumoasă și ne întâlnim la ea că are curte și spațiu și ne întâlnim toți acolo și ce frumos e. Te întâlnești cu nepoții, cu toți. Cu... E o bucurie. E o... Se reîntrăgește familia. Da, da, e o veselie. E o... Da, foarte frumos. Ce e mai frumos, mă, decât să fii cu familia, cu cei dragi, cu cei care iubești, cu oamenii care sunt drag. Ce e mai frumos decât asta? Ce-ți mai dorești? Spune-mi ce-ți mai dorești. Ai fost supărat avere, vreodată pe Dumnezeu? Bogății, niciodată cum să fiu nici supărat. Momentele păi cum să fiu supărat dacă eu am fost un norocos, am avut un noroc, mi-a mers toate ca păstrună de vioară. Tu nu vezi toate. Pac, pac, pac. Da, pac. Dar mă refer la pierderile pe da. Care le-ai avut în viața ta. A fost teama ta. Mea, după ce a murit tata, că nu am, n-am să reușesc, n-am să pot să fac nimic și s-a terminat cu mine. Asta dar a fost gândirea o perioadă mea și am decăzut. Scurtă de timp. Foarte care... scurtă. Noroc, ți-am zis cu verișorul meu care m-a luat și m-a... Dar în momentul ăla am zis că gata, s-a terminat. N-am, nu știam ce să... Și nici nu știam, nici n-aveam nicio experiență, nu nimic. Gândește-te. Și am zis că gata. Sunt legat de mâini și de picioare, al nu voi nimănui, s-a terminat cu mine, nu știu ce va fi. Vezi că până la urmă și pierderile și durerile astea stau asta să concluzionez fost... că vin cu reușite da, după aceea. Da, a fost și frica mea, fost... teama mea, cred că a fost așa de puternică frica și teama că s-a legat binele de mine, nu știu, cred, nu știu, zic așa. Și pe urmă au mers, sau și câteodată mai stau acasă și tihnesc așa și mă gândesc, bă, dacă m-au mers lucrurile astea așa toate, pac, pac, ai acolo, ciocârlia, pac, pac. Soție, dar acum că copil, tu spui de asta, da. Pe fiul tău, tu spuneai că nu ai avut încredere în tine, că mama ta gândea da. Că n-ai să reușești. Cum îl înveți tu pe nu David? Nu încredere în talentul meu. În talent aveam că în talentul meu. Încredere în faptul că o să reușești. Că da. Da. Și pe David cum îl pregătești pentru viață? Cel mai bine. Păi știu că am învățat și am pregătirea mea acum și știu cum. Dar să știi că ei se nasc acum, tehnica asta i-a dezvoltat foarte mult pe ei. Pe cam toate planurile, să știi. Dar n-are momente în care și el simte eșecurile, fie că e vorba de sport, fie să că e vorba că la orele de curs? Nu. Are o ambiție fantastică și mie îmi place. Și îl simți un om sigur pe el? Da. I-am spus odată că a avut o serbare și i-am zis, vezi să nu greșești cântecelul, să-l cânți așa, cursiv. Să nu îți dai seama ce o să zică oamenii, tata artist și tu... Păi, știi cum a fost? Zicei că e cel mai mare profesionist, a urcat cu e... nonșalanță, așa, pă, pă, pac, 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 pă, toți au rămas uimiți. Și aia, băi, băiat de artist, da. Dar nici eu nu mă așteptam să
deși nu-i place lucrul ăsta, dar l-a făcut așa cum trebuie, punct, ochit, punct, lovit. Ca să nu-și facă tatăl să se simte jenat. Da, da. Nu? Nu mă simt, pentru că nu am chestii de astăzi. Știi că eu i-am ajutat pe mulți când s-au emoționat și așa eu imediat i-am aruncat pastila să-l ajut să treacă de momentul ăla. Pentru că probabil te regăseai. Da, mă regăseam în chestia asta și pe aici pe la Leto mai vin tineri și să pierd când îi pune să vorbească, da, și nu mai știa, și imediat le arunc câte o pastilă ca să-i ridic, să, că știam că am trăit și eu momentul ăla. Și imediat, pac, repede, ca să poți să-l știi și o glumă aia și el... Da. Frumos să faci lucrul ăsta, zic eu după mine așa. A? Tu ce zici? Dar de cine ți este ție dor acum? De cine mi este dor? De cei pe care i-am pierdut. Bunicul, bunica, tata... Bunica mai ales, că era haioasă, plină și de viață. Și dacă te-ai afla acum, nu știu, la o masă sau la o întâlnire cu toți cei pe care i-ai pierdut și pe care i-ai iubit, cum crezi că ar decurge momentele astea sau ți-ar fi schimbat viața? Nu îmi spune că mă omori. Nu știu, cred că i-aș strânge în brațe așa și nu i-aș mai lăsa să plece niciodată și... Ah, ce fericit aș fi, cred că a zbura. Îți lipsesc bunicii? Da, foarte mult. Da. M-au prins la începuturi atunci și când m-am văzut prima dată la televizor, hai, tu ce a fost pentru ei? Păi, nu vreau să-ți imaginez. A fost așa de fericiți. Aveam un televizor de la alb negru, la țară. Iar mamă, ești singurul artist din cei cinci frați. Da, da, și singurul care când și am talent. Și da, frate Mice Tomereu, ți-a dat mama ție talentul tot, nu, nu mi-a dat nimic, zici. Ție ți-a dat și voce ți-a dat tot. Frate mi zice Tomereu asta. Da, care nici el n-a crezut. Și acum am zice, pe cuvântul meu n-am crezut. Dar relația voastră e frumoasă în prezent, vă înțelegeți bine, vă ajutați? Foarte bine, foarte bine. Ăsta a fost rolul bunicilor, să ne țină, să ne învețe să fim uniți, să ne iubim, să nu ne certăm niciodată. Eu îți spun o chestie, uite, ca să vezi, tatăl meu, cât a trăit și cât am fost eu lângă ei, niciodată nu i-a adresat mamei mele o vorbă urâtă. Eu nu am auzit chestia asta. Niciodată. Deși au mai fost discuții, da, că sunt de familie, dar să-i spun o vorbă urâtă, nu știu, zic o vorbă urâtă. Niciodată. Ai înțeles? Ce spui tu asta? Ce, cum poți să pleci tu de acolo? Ce să înveți? Înveți același lucru, nu? Ce vezi? Ceea ce vezi, păi se spune că copilul este oglinda părintelui. Asta fac și eu. Ceea ce am văzut, nu știu să fac altfel, pentru că așa am văzut și așa fac. Mulțumesc pentru prezența astăzi în emisiune, Nicu Datcu. Te iubesc, munca, îi leviși la inima mea. Mulțumesc. Și îți mulțumesc pentru că în urmă cu 7 ani, la începuturile mele, de fiecare dată când erai invitat în platourile emisiunii, îmi dădeai așa o stare de pozitivism și mă motivai că pot mai mult. Și tu erai plină de viață, așa, și de aia îmi plăcea. Mai cunoscut când eram adolescentă, exact. Și acum ne revedem într-o emisiune atât de frumoasă, cât sunt și eu mămică și vorbim ea poate de la egal. Să copilașii frumos, să fii fericită. Nu-mi doresc decât să fii fericită și sănătoasă și copilașii tăi frumoși. Mulțumesc din suflet. Nu vreți mai nevoie de nimic, îți spun eu. Dragi prieteni, până data viitoare, vă doresc o zi minunată în continuare. Păstrați-vă persoanele pe care le iubiți cu adevărat, rămâneți pozitivi și să ne revedem cu bine. Pe curând.